Noi nu anchetăm, nu ne alegem ținte. Nu anchetăm persoane pentru că au o anumită funcție. Hai să anchetăm o persoană pentru că, uite, are 5 vile și 3 case. Nu, hai să anchetăm o persoană pentru că, nu știu, este prim-ministru sau ministru. Chiar dacă infracțiunile de corupție la nivel înalt sunt date în competența DNA-ului și aceasta este treaba noastră, să investigăm miniștri, prim-ministri, secretari de stat, președinți de consilii județene, atunci când comit fapte de corupție. Noi nu ne alegem ținte, nu ne alegem persoane, noi investigăm fapte. Toate informațiile și toate dosarele pe care noi le-am avut din 2013 încoace, pot să le explic. Ce s-a întâmplat înainte, nu. Când